Mi-a fost și el omul, el vezi că mi-avea adot urmă de oi, și-n sălaș de capre și-o cujbă de bani pusă pe măgar și el mai avea tătă miorea, mioriță, laicul, năbălaicul, năbârsană, miorea năzdrăvană luată din sâmbrie, din copchilărie și el mai avea, vezi, nouă ciobantă din veri primar, mi-au că-i zicea. Dimitrie Cantemir e o figură cu care noi putem defila în lume. Putem ieși și putem arăta ce a făcut el în această parte de Europa pentru a spori cunoștințele, aș zice chiar ale omenirii, nu numai ale românilor. Cantemir este, după părerea mea, un univers din care noi știm o parte și sunt convins că cei care vor veni după noi îl vor extinde și vor arăta cât de mare este acest univers. So he was observing everything, perceiving everything, but it's very rare that he was also musically extremely talented. He was a theoretician of music, he was a composer, he was a philosopher, he was a historian. And he was an anthropologist as well, because it's extraordinary the way he was able to do all of these together was amazing. He was all of them, I think he was. He's all of them, which is, I think, very rare, extremely rare. The older I get, the rarer I find it. All of these qualities should be concentrated in one single person. Very different character. Well, the more I read and the more I get to know, the more my characterization expands. I knew him as a music composer, and then I knew him as the author of the Historia, which I had in English, and then I finally managed to get an original Latin copy of it. So now I characterize him as one of the last of the great neoclassical authors of Europe. So now I know he's also written histories of Romania and Moldavia, Wallachia, and so on. And he's also written on the many other subjects that I don't know much about. So those are my interests there, the Historia and the music. Faptul că Dimitrie Cantemir a murit la 50 de ani neîmpliniți, practic avea 49 de ani, o vârstă tânără pentru un bărbat în devenire și a ars practic etapele unei biografii intelectuale, unei biografii politice, unei biografii cărturărești, le-a ars foarte repede până la 49 de ani. Despre Cantemir, noi, ca spunea, cultura română începe cu Dimitrie Cantemir. Deci, mintea sa strălucită, mintea sa enciclopedică, cuprindea o întreagă cultură. Osmanlı İmparatorluğu'nun Boğdan eyaletinin voivodası olarak İstanbul'a geldiğinde 1700'li yıllarda sadece siyasi kimliği açısından değil, büyük bir tarihçi olarak biz Cantemir'i tanıyoruz. Fakat bizim açımızdan, yani müzikoloji açısından Cantemir'in kıymeti bizlere miras bıraktığı Kitabül İlmül Musiki, yani Cantemir Edvarı olarak kısaca bildiğimiz nazari teori bölümleriyle ve repertuar bölümüyle bıraktığı büyük bir yazma eserdir. Edvar döngü demektir. Osmanlı Türk müziği tarihinde edvarlar bize dönemin müzikçilerinin nasıl müziği düşündüğünü, müzik hakkındaki notlarını bazen teorik, çoğu zaman deneme yoluyla anlattıkları, yazdıkları eserlerdir.
Kantemir'in Edvarı 1700'lü yıllarda ki müzik kültürünü ve müzik teorisini anlayabileceğimiz, duyabileceğimiz önemli bir yazma eserdir. Opera lui Cantemir este în primul rând rezultatul unui efort extraordinar de înscriere a unor valori românești în cultura universală. Opera lui, mai ales cele mai importante dintre ele, au circulat multă vreme doar în manuscris și au fost ca atare accesibile doar unor cercuri restrânse. Slujească-se dar cu ostenințele noastre neamul moldovenesc și ca într-o oglindă curată chipul și statul. Bătrânețile și cinste neamului său, privindu-l, îl sfătuiesc ca nu în trudele și sângele moșilor strămoșilor săi să se mândrească, ce în ce au scăzut din cale vrednici, chiar înțelegând, urma și bărbăția lor râvnind, lipsele să-și împlinească și să-și aducă aminte că precum odată, așa acum, tot acei bărbați sunt, cei care cu multă fericire au ținut cu cinste a muri, decât cu chip de cinste și de bărbăția lor nevrednic a trăi. Arzătear focul război, ne-i dacă ai adus numai nevoi, că ai adus numai necaz, dar multe lăcrâni pe obraz. C-ai umblat din sat în sat și-ai luat și-o fost bărbaua ta și l-ai pornit la lungă drum, dar l-ai făcut carnii de tun și-ai umblat din casă în casă, vai luând punea de pe masă. Cu aceste doine și balade în suflet a ajuns Dimitrie Cantemir la 15 ani din Moldova natală, la Constantinopol. Am pornit-o și noi pe urmele lui pentru a înțelege mai bine cine a fost principele cărturar Dimitrie Cantemir. Am ajuns pe malurile Bosforului pe 29 mai, dată la care se împlineau 570 de ani de la căderea Constantinopolului, atunci când, prin poarta Adrianopolului, una dintre cele mai importante căi de acces spre Istanbulul istoric, a intrat în oraș sultanul Mehmed al II-lea. Dincolo de ea se întind renumitele cartiere istorice Fanar și Balat, de unde, timp de 110 ani, au plecat fanarioții pentru a deveni domni ai Moldovei și ai țării românești. Țări numite de unii cronicari, ochii și bucătăria sultanului. Vârful dealului, unde era Bogdan Sarai, unde erau găzduiți reprezentanții Moldovei, apoi ajunge undeva pe malul Bosforului, unde închiriază o vilă foarte frumoasă și despre care vorbește în istoria Imperiului Otoman și unde își primea prietenii și care și-a strâns colecțiile de artă. Și ajunge aici spre sfârșitul sejurului, într-un fel, deci spre 1703-1705, când se hotărăște să renoveze acest spațiu sau nu neapărat să-l renoveze, să-l termine. Dimitrie Cantemir a fost copilul genial al unui părinte aproape analfabet. Știm de la cronicari că tatăl său, Constantin Cantemir, nu știa să scrie sau să citească, abia și scălea numele pe actele domnești. Dar acest
părinte analfabet, a văzut dragostea pentru învățătură a fiului său mai tânăr și a încercat să-i asigure accesul la educație, la cea mai bună educație, atât cât era posibilă în țara Moldovei la acea vreme. Și viitorul domnitor Dimitrie Cantemir a confirmat toate aceste așteptări și le-a depășit, fiind vorba de un copil genial care s-a străduit să învețe cât mai multe lucruri și orizonturile sale s-au deschis enorm atunci când, la vârsta de 15 ani, a fost trimis la Constantinopole ca ostatic la curtea sultanilor, așa cum era practica în țările române. Și aici tânărul Cantemir dobândește o cultură, asimilează o cultură enciclopedică, devine fluent în mai multe limbi străine, cunoaște îndeaproape istoria otomană, muzica otomană și călătorește foarte mult în toată zona Balcanilor, în Asia și așa mai departe. În marele jilț domnesc, bătrânul, rumân la față, cu barba albă ca zăpada, cătând în umbra nopții la fruntea înaltă și largă a genialului său copil, care cetește pentru dânsul, neînvățatul, vechea înțelepciune veșnică a cărților. La curtea sultanilor, el devine diplomat, în adevăratul sens al cuvântului, va fi reprezentant capuchehaie al tatălui său, domnitorul Constantin Cantemir, dar și al fratelui său mai mare, Antioch Cantemir, și devine familiarizat cu lumea diplomatică de la curtea sultanului. Are contacte cu personalități din cele mai diverse domenii, devine un apropiat al înalților funcționari otomani și este familiarizat cu resorturile de putere de la curtea sultanilor. Occupied different positions, situations in his life. When he arrived around, I think he was 15, he arrived as a hostage. So he was very vulnerable to hostilities. And he stayed as a hostage at the Bogdan Palace. And later on, when he was briefly selected as the Voivode of Moldavia, which was very brief, it was 3 weeks, then he was deposed. And as a deposed Mazul, he could not stay in the town, in the city, so he had to move out to the Bosphorus, where he purchased a mansion. He had access to different groups of people at his different positions. And then during the reign of his brother Antioch, he acted as Kapı Ketüdası or Kapı Kehaya, the envoy, the representative, again in the Bogdan Palace, the Moldavian Palace. And at that time, probably, he had access to the port, to Ottoman dignitaries, to diplomats, to the musicians, earlier even, because he was taking lessons to learn Arabic, he was taught by musicians, which was his, I think, inner circle. And then there was the outer circle, which was dominated by Ottoman dignitaries, which included the Grand Dragoman. And he had to be, at the same time, the interesting thing about him is that he was a scientist, he was an artist, but he was also a diplomat in a way, and he had to be very cautious because this could be a very, very hostile environment. So there were intrigues with which he had to deal with. So here we see a very, very unique personality who is artistic in a way and who is composing, who is collecting music, who is writing in his mansion at Bosphorus, and he's there at the Bogdan Palace being a diplomat and trying to divert some intrigues. So here he is, a very, very interesting person who embodies all of these
different characteristics in his character, very, very unique character, very intriguing character. And I think when you try to study him, which I do all the time, you cannot exhaust him as a person. You see, you generally exhaust a person. That is all there is to it. It's not like him. It's not like that. The history he wrote, I think, is one of the best histories you can ever read, taking pleasure in it, in the annotations especially. It's not boring. It's the vibrant Istanbul life in his annotations that I still feel when I walk around Istanbul. So there is still, there will always be something to find new in Kantemir. We discovered something new in him. This is why it makes him very, very interesting as a person and as a scholar and as an artist. Acolo, la Constantinopol, el a întâlnit trei culturi. Era cultura turcească, total deosebită de noi, cultura grecească, total străină de cea turcească, și apoi, în Pera, era și cultura franceză, dacă voiți, și cea italiană. El desigur că a știut și italienește. Ba mai era și cultura generală latină. Ce ar fi făcut un om obișnuit, tipul pe care, din nenorocire, îl cunoaștem, iar astăzi al dezorientaților noștri, s-ar fi prăpădit cu desăvârșire, bâiguind când într-un fel, când într-altul, și mai ales s-ar fi ferit să vorbească și să scrie într-o limbă pe care o știa stăpânii, pentru care era făcut și care era făcută pentru dânsul. El însă și-a realizat sinteza. El ajunge să se împărtășească de la Constantinopol, Istanbul, deja de la căderea Constantinopolului, să se împărtășească din trei mari zvoare de cultură pe care le-a dus până la capătul vieții și le-a valorificat. Primul izvor de cultură a fost cultura bizantină. Cantemir știa turcește, firește, s-a mișcat în mediile otomane, dar la Constantinopol era Marea Biserică, deci Patriarhia Ecumenică, în captivitate, cum era ea. Nu putea trăi cum s-ar fi cuvenit să trăiască, dar acolo era o arhivă excepțională, o bibliotecă, și el a putut, deci, să preia de acolo moștenirea bizantină. Doi. Al doilea izvor de cultură e cultura otomană și din Orientul apropiat, unde ar intra și arabii, și ceea ce au lăsat arabii lumii, filosofii, matematicienii, fizicienii arabi, dar și otomanii. Știind turcește, a ajuns la direct, prin limbă, la sursă. Și al treilea izvor, care e de mirare cumva, cultura occidentală. De ce? Cum se poate la Istanbul să fi învățat el cultura occidentală? Istanbulul era atunci un mare, mare, mare centru politic și toate țările europene, cam în jurul anilor 1700, aveau ambasadori acolo. Și acești ambasadori occidentali organizau diferite activități, el îi frecventa pe toți, pe cei mai importanți, și deci s-a împărtășit și din cultura Occidentului. Și atunci, sigur că ne apare ca un personaj, de fapt o personalitate, cu totul și cu totul ieșită din comun. Din punctul meu de vedere, Dimitrie Cantemir nu este un umanist, cum mai vedem scris pe aici pe acolo. La 1700, curentul umanist era de mult apus. El este un iluminist avant la lettre sau un pre-iluminist. Anunță enciclopedismul. Știți că în secolul XVIII, mai ales în Franța, dar nu numai, înflorește enciclopedismul. Cantemir e unul care parcă semnează un prolog. E un prevestitor a ceea ce avea să urmeze. Dimitri Cantemir ile ilgili de kendi araştırmalarımda bu defterlerde bazı kayıtların olduğunu gördüm. Osmanlı arşivinden ziyade daha çok kronik tarihlerde de araştırmalar yaptım Dimitri Kantemir ile ilgili. Doğrusunu söylemek gerekirse Dimitri Kantemir'in Osmanlı Devleti'ne belki de isyan etmesi sebebiyle çok fazla kronik tarihlerinde
de hakkında bilgi göremedim. Daha çok bizdeki olan kısmı müzik konusundaki yapmış olduğu çalışmalar. Bunun yanı sıra Dimitri Kantemiroğlu'nun yaşamış olduğu dönemde sarayda vakanüslik yapan, yani divan kayıtlarını tutan Raşit Mehmet Efendi var. Raşit Mehmet Efendi'nin bir tarih kitabı var aynı zamanda. O tarih kitabında Dimitri Kantemiroğlu ile ilgili enteresan bilgiler de, kısa da olsa enteresan bilgiler görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi Dimitri Kantemiroğlu'nun Boğdan Voyvodası olarak tayin edildiğini, bir bayram günü Boğdan'a Voyvoda olarak atanıyor. Aslında Osmanlı Sarayı'ndaki Divan-ı Hümayun'da bayram günlerinde herhangi bir toplantı yapılmaz. Ancak Dimitri Kantemiroğlu ilk kez, Dimitri Kantemiroğlu için bu gelenek bozuluyor ve bir toplantı yapılıyor. Dimitri Kantemir bu toplantıya önündeki büyük devlet vezirleri, devlet yöneticileriyle beraber padişahın huzuruna geliyorlar. Burada padişah kendisine görevi veriyor. Bu esnada da kendisine çok kıymetli samur kürk işlemeli, gümüşlerle süslü bir kürk hediye ediyor ve görevini tebliğ ediyor. Bu Osmanlı tarihinde dediğim gibi bir bayram günü yapılan Divan-ı Hümayun toplantısı ilk defa olduğu için önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu biz az önce söylediğim gibi Raşit tarihinden, bir Osmanlı kroniği olan Raşit tarihinden öğreniyoruz. Mehmet Raşit Efendi yine aynı tarih kitabında Dimitri Kantemiroğlu ile ilgili, özellikle de kişiliğiyle ilgili enteresan bilgiler de vermekte. Dimitri Kantemiroğlu hakkında şu ifadeleri kullanıyor kitabında Mehmet Raşit Efendi. Birçok konuda teknik bilgisi ve becerisi vardır. Konuştuğunda sözünü dinletir. Bunun yanı sıra hal, hareket, giyim ve kıyafetinde oldukça özenlidir. Zarif bir kişiliğe sahiptir. Filozofik yönü ağırdır. Yönetici takım içerisinde, yani o zamanki vezirler içerisinde nadir görülebilen özelliklere sahip biriydi demektedir Mehmet Raşit Efendi Dimitri Kantemiroğlu hakkında. Aslında Dimitri Kantemiroğlu ülkemizde hak ettiği kadar tanınmıyor. Daha çok müzik çevrelerinde biliniyor ve eserleri çalınmaya devam ediyor. La Constantinopol, tânărul Dimitrie Cantemir scrie prima sa carte, Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea, publicată la Iași în anul 1698. Cu Cantemir e o problemă cu așa zisa actualitatea lui Cantemir, pentru că el e un clasic, asta indiscutabil, dar unul care intimidează și de ce să nu recunoaștem unul foarte puțin citit. Cred că numai specialiștii îl mai citesc. E acolo o limbă mai complicată, e nevoie de o lectură studiu și dincolo de asta sunt foarte multe coduri simbolice. În Divanul e un cod religios, aproape că e de neînțeles cartea aia dacă o decupăm din epoca ei. E o carte de moral creștină, ortodoxă, o alegorie. Actualitatea ei ține de perenitatea temelor pe care oricât de mult ne-am modernizat, postmodernizat și așa mai departe, nu le putem depăși. Până la urmă este o carte despre limita morții, despre problemele astea pe care într-un fel le rezolvă sau, mă rog, la care căutăm răspuns prin intermediul religiei. Ori, evident, e o carte a unui foarte bun moralist și asta cred că îi asigură actualitatea. Temele sunt aceleași, valorile lumii, valorile spirituale, efemeritatea falselor valori, problema morții și așa mai departe. Deci, dacă suntem în stare să ne asumăm temele astea, e cât se poate de actual. Aceste lucrări îi urmează icoana de nezugrăvită a științei sacrosante, logica, tratatul de muzică turcească și istoria ieroglifică, scrisă în românește. Toate aceste lucrări au marcat epoca în care au fost elaborate, iar unele dintre ele, cum ar fi Cartea științei muzicii, scrisă în limba turcă, sunt și la ora actuală repere pentru tânăra generație. Cartea științei muzicii este una dintre primele lucrări ale lui Cantemir, scrisă în timpul șederii lui la Constantinopol, și cuprinde și o culegere de melodii, între care 20 sunt creații proprii. Lucrarea este primul tratat de muzică turcească,
în care autorul pune în discuție importanța muzicii religioase și influențarea acesteia de către muzica bisericească bizantină. Ceea ce este de asemenea de remarcat este notația muzicală ca bază științifică în dezvoltarea muzicii, după o metodă proprie bazată pe un sistem de note inventate chiar de el. Felsefi bakış açısından irdelersek Kantemir'in müziğini ifade eder. Kantemir bence yalnızca Romanya'ya ait bir karakter olarak düşünülmemeli. Biraz önce de söylediğim gibi tekrar altını çizerek söylüyorum. Osmanlı, Rusya, Avrupa ve Romanya bütün olarak ele alınması lazım. Çünkü Kantemir'in felsefi düşünceleri, yarattığı felsefi akımlar, yazdığı edebi metinler yalnızca Romanya'yı ya da Osmanlı'yı etkilemedi. Avrupa'da çeşitlenen felsefi akımlarda çok önemli rol oynadı. Türk müziğinde yapmış olduğu, biz Türk müziği bilgisi aktarmayayım şimdi uzun uzun ama Türk müziğinde enstrümantal olarak senfoni mantığında düşünebileceğimiz eserlerimiz vardır. Saz eserleri, peşrevler ve vesaire tanımlarız biz bunları. Bu eserlerde Orta Avrupa'nın erken dönem senfoni geleneğine uygun yapıtları ortaya koymuştur. Yani siz bir Türk müziği makamsal eserini Orta Avrupa'da bir orkestranın çaldığı güçle ve temizlikle duyabilir hale gelebilirsiniz. Kantemir'in böyle bir yapısı vardır. Öncelikle Dimitri Kantemir de ben de tambur sanatçısıyız. Tambur klasik Türk müziğinin en önemli çalgılarından biridir. Hatta en eski çalgımız olarak kabul edilebilir pek çok kaynakta. Öncelikle Kantemir'le karşılıklı oturup onun birkaç eserini iki tambur çalmak isterim. İki tambur eminim ki onun vermek istediği o felsefi yaklaşım, müzikteki felsefi yaklaşımı umarım algılayabilmişimdir. Umarım aynı paralelde bir şeyler çalabiliriz diye düşünüyorum. Kantemir Boğdan Voyvodası olarak müzik hayatına da İstanbul'da yaşadığı dönemde alan açmış birisi. Hem Fatih'teki evinde, hem Ortaköy'deki evinde, Fatih'teki sarayında, Ortaköy'deki evinde, en sonunda Eminönü taraflarındaki yaşadığı evinde, dönemin müzik insanlarını evinde ağırlayan ve onlarla meşk eden bir tarihçi, bir gözlemciydi. Benim dikkatimi çektiği konusu da burada başladı. Yani ben Kantemir'in bir gözlemci ve alan çalışması yapan bir etnomüzikolog olarak nitelendirdiğimde daha çok anlamak için çalıştım, uğraştım. Şöyle, Dimitri'nin çalışmaları, Kantemir'in çalışmaları bizim müzik kültürümüz açısından çok kıymetli. Bir kere yazdığı edvarı tanımamız ve bunu bir sonraki nesle doğru anlatmamız gerekiyordu. Spesifik olarak benden bana gelene kadar zaten Kantemir hakkında Hüseyin Saadettin Arel, Popescu, Yalçın Tura, Cem Behar gibi ünlü ve bu konudaki otorite isimler gerçekten ayrıntılı çalışmalar yazdılar. Bize düşen birer öğretici olarak bu çalışmaların dünyanın her yerinde duyurulmasını, anlatılmasını ve Kantemir'in Türkiye kültürünün, Osmanlı Türk mirasının bir parçası olduğunun, bir temsilcisi olduğunun anlatmak olarak düşüyor. Dolayısıyla kendi evinde topladığı musiki şinaslar da dönemin müziğini en iyi bilen, en seçkin, en öne çıkan isimlerdi. Bu anlamda biz repertuarı ve kitabı okurken, edvarı okurken biliyoruz ki
dönemin en doğru isimlerinin gözlemiyle, bilgileriyle, kaynaklarıyla bu kitap yazıldı. O yüzden Kantemir Türk müzikolojisi açısından çok kıymetli. In music, he had a very very marked influence on Ottoman culture, I think, especially in music. He was observing, first of all, he was observing that all of these melodies, Turkish melodies, were being transmitted orally. So he was the kind of person who was trying to impose an order on things. He was afraid that these were going to be lost. So he collected them, and he was a collector of music. Of course, he executed music. He was a tambur player, as well, one of the best at that time. But in addition to that, he devised a system of notation, which was very original. And in that also, he was very, very original. He contributed in two ways. First of all, to preserve it, and also to devise a system of notation which was very original. And they say that not only was he taught, but he taught students, and he contributed to the identity of Turkish music, especially Istanbul music, which is very important because it was getting free from the influence of Persian music. So Kantemir's music did contribute to the identity of Istanbul music and Turkish music, which is a very highly significant contribution. Very solid education. And not only trying to find it, but also trying to impose some pattern on what he saw in music and in Ottoman history. So he was a very, very scientifically minded as well, very rational person at the same time. Istanbulul este locul în care îl regăsim în multe feluri pe Dimitrie Cantemir. Fostul lui palat păstrează încă amprenta istoriei. Ceea ce este cel mai fascinant în acest spațiu este că, într-adevăr, pășim aici în urmele și în pașii lui Cantemir, fiindcă suntem la câteva sute de metri, la 5 minute de mers pe jos, până la Patriarhia Ortodoxă, până la Patriarhia Ecumenică. Deci, literalmente, pașii noștri sunt în pașii lui Dimitrie Cantemir atunci când mergem de aici până la Patriarhia Ecumenică. Cantemir a ajuns în acest spațiu la o vârstă, să zicem, adultă. Nu a venit aici când avea 12, 13, 16 ani. A venit aici când era deja căsătorit cu Cassandra Cantacuzino, fiindcă pe această cale a ajuns să obțină acest teren și acest palat. Deci era deja un om format, era un om cunoscut în Istanbul și chiar oarecum și-a și utilizat cunoștințele personale ca să poată termina acest palat. Deci suntem într-un loc în care Cantemir era deja consacrat în Istanbul și cunoștea bine orașul și orașul îl cunoștea pe el. Maică Dimitrie Cantemir sosește într-un moment în care era în relații bune cu Marele Vizir Ciorulu Damat Ali Pasha. Damat în turcă înseamnă ginere, deci acest Mare Vizir era ginerele sultanului în acel moment. Și reușește să obțină o autorizație pentru a termina palatul la înălțimea cerută. Cantemir, într-adevăr, termină acest palat, dar nu apucă să locuiască în el, fiindcă cu lucrările și cu tot ce mai era de făcut, vine anul 1710 când îl pleacă în Moldova și apoi în Rusia. Iar această proprietate este confiscată de otomani, el făcând alianță cu Petru cel Mare, este considerat hain, deci trădător, și îi se confiscă proprietățile pe care le avea aici, care nu erau multe, și colecțiile de artă care mai rămăseseră în Istanbul. Și probabil că acest loc încetul cu încetul oarecum dispare din istorie, fiindcă este într-un cartier în care sunt tot felul de locuințe, mai sunt incendii. De pildă acum, partea în care suntem aparține primăriei, dar etajul superior și curtea de alături aparține Patriarhiei din Ierusalim. Eu nu știu când această proprietate, de pildă, a fost împărțită în două.
și cu siguranță că terenul lui Șerban Cantacuzino era mai mare. Deci sunt încă multe lucruri de descoperit și avem nevoie de știința multor oameni și vorbitori de otomană și vorbitori de greacă pentru a ști aceste lucruri. Și acest palat sau această reședință impozantă dispare încetul cu încetul și apare pe la începutul secolului 20 ce se întâmplă în Istanbul. Istanbul începe să se modernizeze și încep să apară planuri făcute de societățile de asigurare împotriva incendiilor. Și avem urme ale acestui palat, avem cele trei bolți pe care le cunoaștem toți, desenate într-un astfel de plan de pe la 1929. Astfel începem să avem niște urme, să zicem, din secolul 20, prin această cale a practică a unor informații tehnice, nu culturale, erau planuri pentru incendiu. Și apoi este Marc Beza care vine. Mai sunt niște români care încep să vină să mai facă niște poze, să mai scrie prin anii 30. Mai sunt urme în secolul 20, încetul cu încetul despre palat. Și după aceea este Eugenia Popescu Județ, așa cum spuneam, care s-a ocupat despre tratatul de muzică și a venit de multe ori aici. I was trying to find out what was the extent of the palace and the, I won't say neighborhood here, the Cantacuzino's grounds in the late 17th and early 18th century. For example, did the grounds go down to the sea walls? I suppose they did. How far did they extend, you know, in that direction and in the western direction? There's a story in the neighborhood that this, the grounds here that we're on now are only a very small part of the land that came into being in the 12th century as a result of the Cantacuzino's emperor. But I don't know. I haven't been able to find out. So the church over there is built on the place of a chapel that historically in the records was built in 1132. So my questions are just general. I would like to know about the nature of the palace. And that's it, basically. The library came into being after Dmitri Cantemir left. So I'm also very much interested in the history of the library, but that's not directly relevant to Dmitri's building. Of course, I do wonder, did he move his own library from Ortaköy down here before he left? That's a possibility. Was the third floor his library before it became the Library of the Patriarch of Jerusalem? These are, you know, areas of curiosity. But I don't know who has the answers to those. And anyway, that's a sample of my questions. Well, when UNESCO came and began restoring the neighborhood and they rebuilt the steps, they, you know, repointed the palace and rebuilt the walls over there, we were all hoping that the palace would become a cultural center. We did have, shortly after the cultural year of 2010, I believe it was, and a few years after UNESCO did the restoration, we had classical music concerts out here. We had art classes out here. We had people out here doing painting, sculpture, drawing, playing music, taking language classes, sometimes in Romanian, sometimes in English, sometimes, and we wanted that to continue. And we really had the hope that the palace and the library on the third floor could become a cultural center for the neighborhood. That was our dream. Dimitrie Cantemir a trăit 22 de ani la Constantinopol, iar în această perioadă a manifestat un mare interes față de istoria, cultura și civilizația orientală, în special față de cea turco-otomană. Aici a studiat filozofia, logica, teologia, geografia, istoria, muzica, medicina, folclorul, limbile occidentale și orientale, turca, persana, araba, desenul și arhitectura. Așa a reușit să realizeze o serie de lucrări dedicate istoriei, civilizației și culturii. Acest personaj unic a ajuns să fie considerat în Europa drept unul dintre cei mai buni cunoscători ai civilizației turcești și ai spiritualității islamice.
și a stabilit legături cu reprezentanții diplomatici ai diferitelor țări europene. Ajunge apreciat de aristocrația de la înalta poartă, de înaltul cler ortodox, de oamenii de știință din capitala Imperiului. Dimitrie devine un om de cea mai aleasă pregătire intelectuală. Dimitrie Cantemir este un principe luminat din țările românești, un Lorenzo de Medici al nostru, cum spunea George Călinescu. Frământările și rivalitățile politice din centrul și estul Europei conduc la conflicte armate de proporții, în primul rând dintre Suedia și Rusia, evenimentă față de care nu rămâne indiferentă nici poarta otomană. În aceste condiții, poarta caută să instaleze în tronul țării Moldovei un domn în care să aibă toată încrederea. După mai multe căutări și ezitări, turcii îl aduc în scaunul domnesc de la Iași pe Dimitrie Cantemir, care, aflându-se de mai mulți ani la Constantinopol și fiind bine cunoscut în sferele politice cele mai înalte de la curtea sultanului, se considera că merită toată încrederea. Astfel, în împrejurări extrem de complicate, Dimitrie Cantemir a devenit, în noiembrie 1710, domn al țării Moldovei. Caută să-și apropie boierimea, căreia încearcă să-i împărtășească planurile sale de izbăvire a țării Moldovei, de stăpânirea otomană cu sprijinul lui Petru cel Mare, țarul rus ce se impusese strălucit în fața Europei de atunci. Fie sub influența concluziilor proprii de mare declin al Imperiului Otoman, fie sub influența unor personalități politice, cum ar fi, de exemplu, ambasadorul Rusiei la Constantinopol, Tolstoi, Dimitrie Cantemir ajunge la convingerea că s-au creat cele mai favorabile împrejurări de a scoate țara de sub stăpânirea turcilor, în alianță cu cea mai mare putere creștină ortodoxă de atunci, Rusia. În scurtă vreme, Dimitrie Cantemir stabilește legături cu țarul Petru în vederea încheierii unei alianțe anti-otomane. Ca urmare a tratativelor secrete dintre cele două părți, la Lutsk, la 13 aprilie 1711, este întocmit un tratat de alianță. Se admite că textul tratatului a fost elaborat de către Dimitrie Cantemir, remis lui Petru I de către trimisul Moldovei și aprobat de către țar. Acest document a fost promulgat sub forma unei diplome date de Petru I domnului țării Moldovei. Tratatul de la Lutsk cuprinde 17 articole. În primul articol se stipula că țarul ia sub oblăduire pe domn și întregul popor al țării. După scuturarea stăpânirii otomane, Moldova va înceta să plătească tribut și alte dărporții. Se restabilau hotarele vechi ale țării Moldovei de până la instaurarea dominației otomane. În continuare se arată că Moldova urma să treacă sub protectoratul Rusiei, care garanta integritatea teritorială a principatului și se obliga să nu se amestece în treburile lui interne. Scaunul domnesc era rezervat dinastiei Cantemireștilor, acțiune prin care Moldova trebuia să devină o monarhie absolută și ereditară. După unele aprecieri, tratatul de la Lutsk este un model de prudență și abilitate diplomatică prin care Dimitrie Cantemir urma obținerea independenței și integrității teritoriale a Moldovei. Tratatul n-a fost tradus în timpul vieții, deoarece campania de la Prut, care a urmat în vara anului 1711, nu s-a încununat de succes. În conformitate cu înțelegerile secrete între Petru I și reprezentanții lui Dimitrie Cantemir, în scurtă vreme, la 30 mai 1711, armata rusă, în frunte cu țarul, trece Nistrul. O uriașă oaste otomană a trecut și Dunărea. Bătălia decisivă are loc în 8-9 iulie 1711, lângă satul Stănilești, de lângă Prut. Aici, oastea turco-otomană, cu un efectiv de aproximativ 200.000 de oameni, a încercuit armata ruso-moldovenească, care număra mai puțin de 40.000 de oameni și care se pomeni în scurtă vreme într-o situație critică. Fiind izolată de efectivele ei principale, de țară în general, oastea moldorusă, din cauza lipsei de muniții, de alimente, apă și a imposibilității de a primi întăriri, a început să cedeze. În condițiile create ale unei inevitabile înfrângeri militare, cei doi aliați creștini încearcă să obțină încheierea unei păci cât mai onorabile. La 12 iulie 1711 este încheiat un tratat de pace conform căruia armata rusă este impusă să părăsească Moldova. El a avut un impact regretabil, limitat, dat fiind că din cauze cu totul independente de voința lui, domniile lui au fost foarte scurte. Dar el a încercat să scoată Moldova, în primul rând, din schema în care funcționa de sute de ani, ca un principat mărunt, vasal al porții și supus capriciilor acesteia. El a văzut limpede, mai limpede decât contemporanii săi, începutul declinului Imperiului Otoman. El a fost personal de față la bătălia de la Zenta, marea victorie a prințului Eugeniu de Savoia asupra turcilor și asta i-a întărit convingerea că Imperiul Otoman a intrat pe panta declinului. Sigur, din punct de vedere istoric, avea mare dreptate,
Numai că procesul nu a fost chiar atât de rapid cum spera el. A mai durat aproape 200 de ani până când Imperiul Otoman în sfârșit s-a prăbușit și asta din cauza unor conjuncturi, din cauza intereselor unora dintre marile puteri europene, în primul rând Marea Britanie și Franța, de a nu permite prin căderea Imperiului Otoman să se creeze în sud-estul Europei un vid de putere pe care să-l umple Rusia. Sigur că noi putem reproșa faptul că nu a anticipat toate acestea, când nimeni n-ar fi putut-o, dar nemijlocit pentru el, faptul că a văzut începutul acestui proces l-a determinat să ia hotărârea pe care a luat-o de a trece de partea lui Petru cel Mare, de a-l sprijini pe acesta în războiul împotriva porții și, cum știm cu toții, înfrângerea de la Stănilești a pus capăt domniei sale și era să pună capăt și vieții sale dacă nu scăpa. Înfrângerea de la Stănilești a avut urmări dezastroase pentru Moldova, fiind pe punctul de a fi transformată în pașalâc. Începe pribegia spre Rusia a lui Dimitrie Cantemir, nevoit să părăsească Moldova împreună cu 4.000 de boieri și familiile lor, militari și reprezentanți ai diferitelor categorii de slujbași. În urma lor, cetatea Hotinului este transformată în Raia, iar tronul țării este dat grecilor fanarioți. N-a plecat în Rusia din mare admirație față de țarul Petru I. Sau pentru că a vrut să-și trădeze țara, cum am auzit că au spus unii, sau nu. El a plecat în Rusia și din rațiuni practice, nu mai putea rămâne în Moldova, fusese înfrânt la Stănilești și Imperiul Otoman, sultanul ar fi prins, cine știe ce s-ar fi întâmplat, dar e un motiv mai puțin cunoscut. Cantemir a plecat în Rusia și ca să vadă cum va introduce țarul experiența Occidentului într-o țară răsăriteană cum era Rusia. Și știți că a făcut acolo țarul Petru o nouă capitală la Sankt Petersburg. Pe boieri i-a obligat să se modernizeze, le-a tuns bărbile, i-a obligat să se îmbrace în veșminte occidentale. Las deoparte faptul că experimentul acesta n-a reușit. Dar Cantemir s-a dus să vadă cum va veni Europa la noi în răsărit și vom scăpa de acest balast al unui Orient care nu ni se potrivea. Și el și spune în descripția Moldaviei și mai ales în Hronicul Vechimei a Romano-Moldovlahilor. Spune treaba asta, noi nu ne potrivim cu răsăritul, pentru că noi suntem adevărați romani. Prin însuși faptul că ne denumim români, ceea ce în limba latină nu se poate reda, și atunci în loc, nu poți să scrii român, că nu există în limba latină semnul diacritic și au. Și atunci el scria, noi suntem adevărați romani ca romanii, de o mie și atâția de ani care au trecut de atunci de la romani, ne-am modificat un pic pronunția numelui, dar foarte puțin. Noi fiind romani, noi românii, suntem occidentali. Asta e concluzia. De ce spun eu că e un modern și un european? Din motivele astea și din multe, multe altele. În Rusia, în lunile de iarnă, Dimitrie Cantemir locuia mai mult la Moscova, dar era conectat cu lumea din afară, corespunda cu oameni de știință germani stabiliți la Petersburg, cu țarul, cu diplomați străini. Totodată era preocupat să finalizeze lucrările începute la Constantinopol și în Moldova. Legăturile lui cu lumea științifică și academică de la Berlin sunt tot mai solide și, ca urmare, operele sale ajung să fie cunoscute și apreciate aici, inclusiv cele despre istoria, cultura și civilizația poporului român. Astfel, la propunerea unor oameni de știință germani aflați în serviciul țarului, în 1714, Dimitrie Cantemir este ales membru titular al Academiei din Berlin pentru secțiunea științelor orientale. Este primul român cu acest merit și primul român membru al unui înalt for științific internațional. Pe vremea când Marte stăpânea mai cu putere decât Pallas, o astfel de întâlnire se arăta a fi mai mult o dorință decât o speranță. Dar iată că faptul și-a găsit împlinirea acum, că prealuminatul și preanvățatul Dimitrie Cantemir, principe al Imperiului Rusesc, domn ereditar al Moldovei, dând o pildă pe cât de demnă, pe atât de rară, și-a închinat numele ilustru cercetărilor științifice. Iar prin adeziunea sa,
societatea noastră a dobândit o nouă strălucire și o podoabă neîntrecută. Ne închinăm cu smerenie în fața bunei voințe ce ne acordă principele nouă și lucrărilor noastre. La solicitarea Academiei din Berlin, Dimitrie Cantemir scrie lucrarea Descriptio Moldavie. Este prima prezentare etnografică a Moldovei. Va fi publicată la Hamburg în 1769-1771. Descriptio Moldavie rămâne opera primului român tradus și citit în Europa. Critica de specialitate n-a ezitat să o caracterizeze ca fiind cea din tâi scriere științifică a unui român. Universitățile europene de atunci se învăța după cartea lui Cantemir și nu atât studenții, cât profesorii. Profesorii învățau după cartea lui Cantemir, mai ales după ce a apărut în limbile astea străine pe care le-ați menționat dumneavoastră, în primul rând franceza, engleza, germana. Deci a fost o lucrare care a penetrat, a pătruns. N-a mai fost până la el un român care să își poată publica lucrările într-o asemenea formă și cu o asemenea audiență. Prin amploarea, bogăția detaliilor și exactitatea liniilor desenului, imaginea decăderii Moldovei, înfățișată de Cantemir, rămâne poate cea mai zguduitoare din toată literatura noastră veche. Nu se poate afla nicăieri în vreo altă țară, cât Moldova de mică, atâtea ape și natura împodobită cu asemenea locuri minunate ca aici, Ținutul Iașilor, în latină, Iasiens. Aici este urbea Iași, Iasi, lângă fluviul Bahlui, cu 4 miliarie, în traducere mile, cu 4 mile, mai sus de vărsarea lui Împrut. Aici e scaunul țării pe care l-a mutat Ștefan Voievod din Suceava, pentru ca să poată apăra țara mai bine din mijlocul ei contra năvălirii turcilor și tătarilor, observând că îi venea mai greu a face aceasta din Suceava, atât de departe de marginile barbarilor. Mai înainte de aceasta era un sat prost, în care abia se așezaseră vreo 3 sau 4 țărani. Avea și o moară în care era un morar bătrân, numit Ion, căruia îi zicea cu un diminutiv Iasi. Numele acestui om a voit domnul să-l păstreze urbea ce a făcut dânsul, în care a zidit mai întâi o biserică, care azi este catedrală, închinată Sfântului Nicolae, și după aceea și alte palate pentru sine și pentru boierii săi. Din acest punct de vedere, al modului de prezentare a Moldovei, mai ales în Descriptio Moldavie, Dimitrie Cantemir este un modern. E într-un fel contemporanul nostru, pentru că el o face după rigorile școlii germane de descriere a statelor, Landeskunde, cea care era în momentul respectiv în Europa cea mai importantă, de prim plan. Cantemir a învățat cum să prezinte situația Moldovei între țările Europei și eu de câte ori mă duc la Paris, mă duc în Cartierul Latin, la Biblioteca Saint-Geneviève și văd numele lui acolo lângă numele lui Leibniz. E singurul român trecut acolo. Ceea ce îmi dă dreptate când vă spun că e primul român de relevanță europeană, plus că legătura lui cu Leibniz l-a făcut să pulseze în ritm european și prin asta e contemporanul nostru. Opera lui Cantemir este, în primul rând, rezultatul unui efort extraordinar de înscriere a unor valori românești în cultura universală. Istoria Imperiului Otoman, istoria românilor, descrierea Moldovei, sunt câteva din aceste lucrări care încearcă să facă cunoscute, dincolo de hotare, cultura și civilizația românească. Lucrarea încă nu era publicată, era în manuscris în momentul în care renumele ei a ajuns peste hotare în comunitatea academică de la Berlin, unde s-a manifestat un interes deosebit pentru aceste scrieri și au contribuit la alegerea lui Dimitrie Cantemir ca membru al Academiei. Un semn de mare prețuire pentru că această recunoaștere, de fapt, a venit înaintea publicării operei. Deosebi, recunoașterile vin după publicarea unei opere, ceea ce face particularitatea lui Cantemir în momentul alegerii sale este că Academia Berlineză i-a acordat acest credit, această încredere în
importanța operei sale și l-a ales membru înainte de a ști exact conținutul lucrărilor. După aceea, bineînțeles că Academia Berlineză a încercat să recupereze aceste lucrări, să le publice. Faptul a survenit mult mai târziu, în 1771, și a fost într-adevăr una din primele lucrări științifice care au contribuit la cunoașterea românilor în lume. Dar a spune că înainte de această lucrare, Cantemir a publicat o altă lucrare, Istoria Imperiului Otoman, și aceasta a rămas în manuscris, dar publicată datorită fiului său, Antioch Cantemir, în 1732 la Londra. Istoria Imperiului Otoman, dar care a făcut cunoscută prin intermediul acestui subiect și istoria Principatelor Române și istoria Moldovei îndeosebi. O altă lucrare de referință este Hronicul Vechimei Moldovlahilor. Hronicul Vechimei Romano-Moldovlahilor are o valoare pentru mine extraordinară. Cantemir acolo vede o unitate genuină a poporului român, ca și cum aceasta ar exista dincolo de granițele politice. Și gândiți-vă, încă o dată spun, el scrie în jurul anilor 1700, cronicarii Grigore Ureche, Miron Costin, un pic mai repede decât el, cu câteva decenii, nu cu mult. Ion Neculce era contemporan cu el. Deci el, cum își intitulează în Prolegomena, ca un subtitlu, această lucrare? Știți cum zice? Hronicon a toată țara românească, care apoi s-au despărțit în Moldova, Muntenească și Ardealul. Lumea când citește astăzi, dacă n-are o cultură istorică bogată, zice de regulă, e o metaforă, cine știe ce a vrut el să spună? Nu. Cantemir știa ce spune. Cantemir vedea în unitatea Daciei din tâi, Daciei Romane, după romanizare, o unitate deplină care ea a rămas în sufletele românilor, unitatea, și politicienii au despărțit această dacie în Moldova, Muntenească și Ardealul. Iar peste secole, peste două secole, Nicolae Iorga îi dă dreptate lui Cantemir, pentru că Nicolae Iorga spune ceva de genul: țara românească a avut un înțeles pe care foarte mulți l-au uitat și unii nu l-au înțeles niciodată. Ea însemna tot pământul locuit etnograficește de români. Deci țara românească a avut un înțeles pe care foarte mulți l-au uitat și unii nu l-au știut niciodată. Tot pământul locuit, unde românii predominau, sigur că au fost amestecați românii cu alții, cu unguri, cu sași, cu armeni, cu greci, cu turci. La un moment dat știți că s-au făcut raialele astea în jurul țării românești și Moldovei, la Turnu, la Giurgiu, la Brăila, la Chilia, Cetatea Albă, Tighina. Dar există predominarea poporului român în toată această arie și Cantemir, iarăși, într-un fel, e un vizionar. E un vizionar pentru că el pregătește, într-un fel, unitatea care ar trebui să vină. De ce? Ca să ne potrivim cu realitatea. Realitatea este că românii sunt una și aceeași națiune și trăiesc în trei țări diferite. La început nu era așa. Și trebuie să vină o vreme care să fie ca la început. O unitate. Sigur, lor le plăcea și o anumită simetrie. Știți, în studiul istoriei, Cantemir e contemporan cu niște oameni foarte importanti sau aproape contemporan. În secolul XVIII va trăi, de pildă, Giambattista Vico. Nu mai vorbesc de Jean-Jacques Rousseau și de ceilalți care descriu, prezintă lumea în forme care se potrivesc cu ceea ce a făcut Cantemir, fără să știe, firește, unii de alții neapărat. Dar sigur că aici, în cronică, Cantemir excelează în troteză lingvistică, pentru care întreaga pleiadă de cronicari moldoveni s-au bătut cu armele științei împotriva detractorilor limbii române, în primul rând, și demonstrează el însuși latinitatea, dar ideea nouă este aceea că el nu se situează aici pe
poziția intelectualului moldovean, ci pe poziția intelectualului român, care are conștiința unității teritoriului și limbii române. Este un foarte mare pas înainte, cu atât mai mult cu cât studiile sale la Constantinopol l-au făcut să studieze și alte izvoare istorice, din care el extrage mărturii concrete. Iată, este o mare uimire mereu cum acești intelectuali români, până la urmă, reușesc să recompună o harta latinității noastre într-o epocă în care nu aveau Google, nu aveau internet, ci numai mărturii scrise și, desigur, mărturiile predecesorilor. Cronicul Vechimea Romano-Moldovlahilor, o lucrare pe care Cantemir începe să o elaboreze în limba latină, o abandonează și începe să o scrie în limba română, ceea ce e un lucru foarte important, pentru că, la urma urmelor, este a treia lui lucrare scrisă în limba română. Prima, Divanul în română, Istoria eroglifică în română, și iată, ultima este tot în română, neterminată. Nu e o istorie completă, dar e deja discurs științific, spre deosebire de cronică. Sunt 300 și ceva de surse pe care le folosește foarte acribios, foarte atent, ceea ce e un comportament diferit, un comportament deja științific. Acolo vizează, în primul rând, începuturile, să spunem, originile. Cartea a fost foarte importantă pentru că un manuscris a fost vehiculat și pus în circulație de cărturării școlii ardelene și a alimentat nevoia lor de căutarea identității latine. Pentru Cantemir dacii nu există, nici pentru școala ardeleană, că interesul era să ne subliniem latinitatea care ne despărțea, ne identifica în grupul de, nu știu, limbi slave, popoare slave din jur. Deci da, Cantemir e acolo, în această carte, chiar realizează o primă lucrare științifică din cultura română. Lui Cantemir îi place să spună istorii, anecdote și are limbuția lui creangă în debitarea zicătorilor populare. Dimitrie Cantemir este în continuare un scriitor necunoscut. Chit că e primul romancier în cultura română și a scris un roman excepțional, Istoria eroglifică, este, repet, încă un necunoscut pentru noi, întrucât romanul său este foarte labirintic, foarte complex și foarte ermetic și ține de o mentalitate medievală și de un sistem de cogniții medievale, de un set de mitologii, ieresuri medievale, de gândirea magică a omului de cândva, gândire care este inaccesibilă contemporanului fără o pregătire prealabilă. Pentru a înțelege adecvat opera lui Cantemir, asta trebuie să facem. Să coborâm în substraturile culturii române, să mergem la surse, direct la sursă, și să gândim cu creierul unui om al acelor timpuri, să înțelegem sistemul de valori, să înțelegem viziunea asupra lumii și modul în care se raporta la Dumnezeu, la lume, la realitate și la el însuși. Și în felul acesta să ne decontemporaneizăm și să devenim contemporan cu omul medieval, pentru că el gândea în alte categorii decât gândim noi astăzi, pentru că el miza foarte mult pe imaginație. Totul în existența lui era triat de imaginație, era îmbogățit, era încărcat de un temei și de o simbolistică care venea din imaginația lui. Am încercat să demonstrez asta într-o carte. Primul scriitor din cultura română, în înțelesul modern pe care îl dăm termenului, este primul ficționar. E cel care pornește de la o intrigă autobiografică, să spunem, însă, în mod evident, Istoria eroglifică e o carte ficțională, o carte foarte bogată. E primul roman din literatura română, la 100 de ani după Cervantes, de exemplu, sau după alte câteva cărți. Să ne gândim că epică se scria în limba română numai în genul cronicilor, da? Niște narațiuni rudimentare, simple, ori Cantemir face un uriaș salt înainte. Da, trebuie să ne învățăm și să recuperăm întotdeauna istoria eroglifică, să o plasăm acolo la începuturile romanului românesc. Și încă o dată, o carte în care
neavând un canon pe care să-l respecte, autorul se joacă și deconvenționalizează tot felul de lucruri. La un moment dat, în partea 10, un personaj îi spune altui personaj, Șoimul îi spune corbului că nu, degeaba în istoria ieroglificească ai fost înfățișat negru, că așa cum ești la înfățișare și la suflet. Deci, atât, personajele au conștiința faptului că sunt personaje într-o ficțiune, adică e un joc teribil acolo. Efortul și activitatea intensă pe multiple planuri din ultimii ani petrecuți în Rusia au agravat starea sănătății lui Dimitrie Cantemir, care suferea de diabet zaharat. La scurt timp, după întoarcerea dintr-o călătorie plină de primejdii, Dimitrie Cantemir se stinge din viață la 21 august 1723, la moșia sa, Dimitrievka, și este înmormântat în biserica construită de el la Moscova. Arhivele diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe conțin o serie de documente foarte interesante. În primul rând, despre eforturile depuse pentru cunoașterea și copierea, transcrierea operei domnitorului român. Astfel, primele eforturi pentru obținerea unor copii după documentele domnitorului datează încă de la 1877-1878, când arhivele Ministerului Afacerilor Externe au întreprins o serie de demersuri prin intermediul misiunilor diplomatice, dar și consulatelor românești din Imperiul Rus și din Bulgaria, pentru a avea acces la arhivele unde se păstrau documente manuscrise ale domnitorului român sau volume publicate în timpul vieții domnitorului român. Astfel, în această perioadă are loc un schimb de corespondență pentru identificarea documentelor respective cu sprijinul autorităților ruse, dar și turce, și pentru copierea acestor documente. Mai târziu, Dimitrie Cantemir devine protagonistul postum al unui episod interesant din istoria relațiilor româno-sovietice. Astfel, în anul 1935, în semn de bunăvoință pentru reluarea relațiilor diplomatice între România și Uniunea Sovietică, sovieticii au contactat partea română, arătând că a fost descoperită piatra de mormânt și osemintele domnitorului Dimitrie Cantemir, cu ocazia distrugerii unei biserici fondată de acesta în Moscova pentru construcția metroului. Și în acest gest de bunăvoință, partea rusă se arăta dispusă să înapoieze aceste oseminte împreună cu o serie de arhive care fuseseră depuse împreună cu tezaurul României la Moscova în 1917, în timpul Primului Război Mondial, spre a fi adăpostite. Restituirea arhivelor și a osemintelor lui Dimitrie Cantemir a fost întâmpinată în mod diferit în țară. Criticii unei apropieri față de Uniunea Sovietică, subliniind că este o insultă, că ni se restituie niște documente fără valoare și niște oseminte care poate nu sunt ale domnitorului, în timp ce partizanii unei politici mai moderate față de Uniunea Sovietică subliniau că aceasta este doar primul pas și că vor mai urma probabil alte gesturi de bunăvoință. Într-adevăr, alte gesturi de bunăvoință au mai urmat, cum a fost în 1956, când a fost restituit tezaurul istoric și de artă depus la Moscova și faimoasa cloșca cu puii de aur s-a reîntors în România, însă nu a urmat și restituirea celei mai valoroase părți din tezaurul românesc depus la Moscova, și anume cele 93,4 tone de aur pur, care constituiau rezerva Băncii Naționale a României. Este o ironie a destinului
ca el, după exilul în Rusia, sigur să fie repatriat la inițiativa lui Nicolae Iorga în 1935, cum spunea și șeful arhivelor diplomatice, dr. Doru Liciu, avem privilegiul să găsim mărturii despre reîntoarcerea sa acasă, dar iarăși mi-aș permite să spun aici pentru prima dată un citat pe care nu l-am văzut nicăieri, extras dintr-un curs al lui Nicolae Iorga, care, după inițiativa sa la repatrierea osemintelor, a descris în acest curs de istoria literaturii române, cu propriile sale cuvinte, ultima lovitură de destin, ca să-i spun așa, pe care domnitorul și intelectualul Cantemir a primit-o. Am înlăturat Giulgiul, care fusese adus de ministrul României, și am găsit înăuntru, fără craniu, care lipsea cu desăvârșire, nici măcar o urmă de dinți, care se păstrează de obicei chiar când oasele craniului se desfac, ceea ce ar dovedi o profanare făcută cândva dintr-o curiozitate nesănătoasă a cui a vrut să cerceteze aceste oase în care s-a cuprins atâta minte. Am găsit în veșminte care sunt din epoca aceea, foarte bine păstrate veșminte de mătase, și chiar două mâneci întregi, cu nasturi la capăt, trupul unui om în vârstă de aproape 50 de ani. E vârsta când a murit el. Femurul, oasele brațelor, unele oase ale degetelor, destul de bine păstrate. Manuscrisele lui Dimitrie Cantemir se află în multe arhive și biblioteci din întreaga lume, prea puține la noi. De-a lungul vremii au existat tentative de a le rescrie, de a le aduce cumva acasă. Poliglot și polimat este un savant al vremurilor sale. Vorbea fluent și a scris în latină, arabă, turcă, franceză, greacă, italiană, rusă, persană și evident în limba română. Este cunoscut la nivel european de unii ca antropolog, de alții ca lingvist, de unii ca istoric, de alții ca filozof, geograf, om de știință, orientalist și evident politician. Dimitrie Cantemir a lăsat lumii o moștenire uriașă din aceste domenii științifice. În anii din urmă, mai mulți cercetători români au reușit să aducă din Rusia foarte multe facsimile, manuscrise și documente, evident, scanate, facsimilate, iar acestea au fost tipărite într-o integrală a manuscriselor Cantemir, însă mai este cale lungă, pentru că toate acestea trebuie să fie transliterate, trebuie să fie traduse, trebuie să fie aduse la cunoștința publicului larg. Histoire de l'Empire Otoman, redactată inițial în limba latină, în perioada 1714-1716, relatează istoria Imperiului Otoman și analizează cauzele care ar fi putut duce la destrămarea sa, insistând asupra posibilității popoarelor asuprite în a-și recâștiga libertatea. Se cunoaște existența a 6 tiraje în limba franceză, 4 în format mic, a câte 4 volume fiecare, și 2 în format mare, cu câte 2 volume fiecare. Sunt presărate cu frontispicii specifice armatei otomane, au de asemenea ornamente inițiale ornate și vinietele specifice cărților vechi, care sunt inițiale și finale, ornate floral. Structural vorbind, primul capitol începe cu o scrisoare către contele de Noailles, prieten cu Antioch, fiul din prima căsătorie a lui Dimitrie Cantemir, cel ce avea să fie poet, scriitor și diplomat rus. Urmează apoi o prefață a traducătorului și în cele aproximativ 140 de pagini sunt exprimate cuvintele și expresiile turcești pe care Dimitrie Cantemir le-a utilizat în cuprinsul lucrării. Urmează de asemenea prefața autorului și o listă a tuturor
sultanilor ce au stat la conducerea Imperiului Otoman, începând cu Osman, cel considerat și fondatorul Imperiului Otoman, și terminând cu Mahmud, sultan contemporan lui Dimitrie Cantemir. Celelalte trei volume vorbesc despre viața și activitatea altor trei sultani, Mahomed al II-lea, Selim al II-lea și Soliman al II-lea. În 1743 a avut loc acest tiraj în limba franceză. Unul din cele 6 exemplare se află și în colecțiile Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman. În 1745 avea loc o traducere în limba germană a acestei lucrări, iar câțiva ani mai târziu, în 1878, apare la București Istoria Imperiului Otoman. Iosif Hodoșiu este cel care a făcut traducerea după limba germană. De data aceasta avem două volume într-un format mai mare. În prima parte se vorbește despre viața militară și istorică a Imperiului Otoman până în 1672. Cea de-a doua parte este concisă, iar Dimitrie Cantemir vede altfel lucrurile ca martor ocular la evenimentele istorice. Opera lui Cantemir, desigur, este uriașă, variată, multiformă. Greu de crezut că un singur om a fost în stare de atâtea, de la muzică, la ficțiune, la istorie, folclor, discutarea etnogenezei poporului român și așa mai departe. Din păcate, impactul lui asupra... Noi astăzi îl vedem, evident, pe Cantemir ca pe un reprezentant al luminilor europene, dar, din păcate, impactul lui asupra genezei culturii române moderne a fost mai puțin profund decât, am zice, din perspectiva noastră de astăzi. Pentru bunul motiv că el și-a scris cea mai mare parte a operei în limbi altele decât limba română și unele dintre ele, latina în primul rând, practic complet străină elitelor vremii. În al doilea rând, fiindcă opera lui, mai ales cele mai importante dintre ele, au circulat multă vreme doar în manuscris și au fost ca atare accesibile doar unor cercuri restrânse. Cum am văzut mai înainte, Istoria Ieroglifică, primul roman din literatura română, a fost publicat la mai bine de 100 de ani de la moartea autorului. Marea sa operă, Incrementa ad Credecrementa Aulei Otomanice, a fost publicată prima dată în Anglia la vreo 20 de ani după moartea autorului, prin eforturile fiului său, Antioch Cantemir, și prima traducere românească a apărut abia mult mai târziu și așa mai departe. Fără a încerca să minimalizez de bună seamă impactul pe care l-a avut Cantemir asupra culturii române, voiam doar să subliniez faptul regretabil și mereu invocat că el a suferit de neajunsurile unei culturi abia nascente la data aceea și a unei culturi periferice. Mintea cea mai strălucitoare pe care a dat-o nația română a fost, este și probabil pentru multă vreme va fi mintea lui Dimitrie Cantemir. Ca un corolar al respectului față de Dimitrie Cantemir, am fondat această universitate acum exact 33 de ani, împreună cu domnul profesor universitar Momcilo Luburici. Am dăruit spiritului cantemirian și ne luăm zilnic substanță din acest spirit, această universitate. De asemenea, tot din respect față de înaltul spiritului său, am reușit în 2014 la Berlin, la Academia din Berlin, să așezăm bustul în bronza lui Cantemir perpetu lângă bustul lui Leibniz, fondatorul Academiei din Berlin, la exact 300 de ani de la momentul la care, în 11 iulie 1714, Dimitrie Cantemir devenise membru al acestei academii. Tot într-un respectul înaltului său spirit am organizat o soită de conferințe Dimitrie Cantemir, educator al poporului român, conferințe internaționale,
pentru ca pe de o parte să punem în valoare opera sa completă, iar pe de altă parte să revendicăm faptul că așa cum grecii îl au pe Homer drept educator al poporului grec, cum germanii l-au pe profesorul Christian Wolff după unii, pe Kant după alții, drept educator al poporului german, iată și noi avem un educator al poporului român, deci suntem un popor cu premise de a fi un popor educat. Inclusiv la Bruxelles am creat o bibliotecă Cantemir pentru românii din Belgia și am dus sute de volume din Cantemir. Am donat sute de volume din opera lui Cantemir școlilor din București. Am creat un cenaclu în care a fost evocată personalitatea lui Cantemir pentru tinerii liceeni. Facem tot posibilul de a propaga și de a promova ideile și opera cantemiriană, inclusiv prin concursuri dotate cu premii, organizate în parteneriat cu Radio România Actualități. Deci eforturile noastre sunt susținute, sunt continue, pentru că odată cu descoperirea lui Cantemir, dorim ca tinerii noștri, românii noștri în general, să scape de complexul de inferioritate, ca am fi o nație inferioare la masa națiunilor europene. Dimpotrivă. Faptul că Dimitrie Cantemir a murit la 50 de ani neîmpliniți, practic avea 49 de ani, o vârstă tânără pentru un bărbat în devenire și a ars practic etapele unei biografii intelectuale, unei biografii politice, unei biografii cărturărești, le-a ars foarte repede până la 49 de ani. Practic a scris tot timpul istorie, la 25 de ani era autorul unei lucrări de etică, la 26 de ani al unei lucrări de metafizică, la 30 de ani compune muzică, iar la 32 de ani literatură. Și m-a impresionat extraordinar de tare câteva rânduri pe care Cantemir l-a scris și nu sunt niciodată citate, pentru că ele fac parte dintr-o epistolă dedicatorie, cum era timpul atunci, pe care profesorul Vlad Alexandrescu a descoperit-o în anii 2000 la Biblioteca Academiei Române. Practic, profesorul Alexandrescu a descoperit unicul manuscris cantemirian care are autograf, care se păstrează pe teritoriul României. Și acest manuscris, pe care l-a tradus mai târziu în italiană și a apărut în Italia, practic această epistolă conține rândurile lui Cantemir de care vă spuneam și care prelucrează pentru sine faimoasa parabola a talentului care ți este dat și pe care ai datoria să-l cultivi, el fiind încredințat că talentul pe care Dumnezeu îl a dăruit nu este unul politic, ci este unul de anvergură intelectuală și cărturărească. Nu-ți lua înapoi talentul pe care mi l-ai încredințat degeaba, Domn al milosteniilor, dar pe care eu, ca un slujitor foarte ticălos, l-am acoperit cu pulberea simțurilor și nu l-am luat în seamă ca un nevrednic, respingând folosul câștigului și al dobânzii, ca nu cumva să se înapoieze într-un alt timp la gloria tezaurului nesecat al milelor tale. Dimpotrivă, tu, deschizând mâna, umple toate cele și pe mine odată cu ele, negustor nepriceput și disprețuitor al mărgăritarului de mare preț, cu supraabundența bogăților tale, și restituie o părticică din harul acela originar de lângă tine, în folosul aproapelui meu.